Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog frumos, cine v-a spus despre casele de aici sau cum ați aflat despre casele din Good Afternoon Residence? Da, începusem să căutăm o căsuță și de asemenea și prietenul nostru, Andrei Popescu, căruia cred că i-ați luat deja interviu, făcea același lucru și el ne-a spus de acest ansamblu. Ne-a plăcut foarte mult când am văzut pe net casa și am venit. Am văzut, ne-am mai gândit un pic și până la urmă am făcut pasul. Cam asta a fost. Am înțeles. Și la casă ce vă place cel mai mult? Spuneți-mi trei lucruri care vă plac foarte mult la această casă. Compartimentarea. Mie personal mi-a plăcut faptul că bucătăria este închisă, nu este open space. Camerele nu sunt extrem de mari, dar din punctul nostru de vedere sunt ceea ce ne trebuie. Avem un dormitor pentru noi părinții și încă două dormitoare, living-ul, deci avem două băi și asta până la urmă contează la o familie cu mai mult de doi membri, să spunem. Și cam asta. Și cu acest complex, ce vă place la complex sau la zona? De ce credeți că este căutată zona de aici? Multă lume caută zona de nord pentru că este mai verde. Cred că ăsta ar fi un prim argument. Complexul în sine e frumos, nu știu, sunt ok. Casele deocamdată nu e foarte dezvoltat. Așteptăm și un magazin, așteptăm deschiderea unei grădinițe în toamnă. E ok, e liniște, e altceva. Noi nu mai vroiam zgomotul din oraș și să locuim la bloc. Căutam chestia asta. Vroiam curte și asta ne-a plăcut. Am uitat să vă spun că pe lângă construcția în sine casa, ne-a plăcut foarte mult că are un pic teren. Ce mai văzusem, în general, sunt foarte înghesuite. În duplex, nu este în duplex. Aceasta și curțile mici, cât să bagi mașina și un pic de terasă în spate. Aici avem mai mult și ne-a plăcut. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu.